De la începutul anului, Electric a mutat relațiile cu clienții din municipiul Satu Mare la sediul de pe strada Lalelei, micro 16, la baza podului Golescu. Zi de zi, indiferent de condițiile meteo, zeci de satmăreni stau la coadă pentru reînnoirea contractelor. La ora 8, doamnă dragă, au intrat două persoane înăuntru, dar uitați-vă la bătrânii ăștia, stau aici toată ziua. De la ora 8 dimineața? Două persoane, se poate așa ceva? Pentru ce? Am trimis, doamnă dragă, online de două săptămâni și am venit să văd că ce s-a întâmplat. Zice că nu m-a înregistrat. Păi cum? Factura pot să o plătesc online și ăsta nu pot să-l fac. Ce treabă e asta? Se poate așa ceva? Ok, și ce se întâmplă cu, văd aici, o grămadă de persoane care sunt în vârstă, care probabil nu se descurcă să-și rezolve problemele online? Păi dar să lase pe ăia tineri să facă online? Și bătrânii să stea la rând, dar și așa, să stea un om două ore să poată intra. Sunt două casiere înăuntru, dar așa mult trebuie să stea lângă o... Ați fost cumva și pe strada Mircea cel Bătrân, la sediu de acolo? Nu am fost direct aici. Am venit, eu nu m-am venit să văd dacă mi s-a înregistrat cererea și am venit să ajut pe soacra mea, care ea nu știe să facă singură. Așa. Și practic cât v-a ținut funcționarul sau, mă rog, domnul, doamna de la ghișeu, cât v-a ținut pe dumneavoastră înăuntru? Păi, pe mine nu m-a ținut, că eu am mers în față la domnul, la security, și l-am rugat să, numai să vadă dacă mi-a înregistrat cererea, ca să nu stau aici. Și am intrat, m-au lăsat să intru acolo în spate, au altul sediu, și au zis că nu am înregistrat cererea. De două săptămâni am făcut și zice că nu e înregistrată cererea. Stăm în frig, e plăcut. Nu prea, nu merge repede, nu merge nimic bine. Ce vi s-a spus de la companie? Poftiți? Ce vi s-a spus de la companie? De ce durează așa de mult? Care companie? Electrica. Păi nu spune nimic, că e închis peste tot, numai aici este biroul ăsta de nou contract. Dincolo pe Mircea cel Bătrân este închis, dincolo este închis, pandemie. Ce putem face altceva? Stăm la rând. La ora 2, dacă nu intrăm, ne trimite acasă, venim mâine, dar rămân normal. Dacă trebuie un nou contract, de ce nu îmblădăm? Și domnule, hai, fă contract cu mine repede, uite, asta este tariful, prețurile, ne dăm mai mic, mai mare, nu știu ce, e un contract și este o înțelegere, dar așa, stăm la rând și ne mai certăm că mai intră în față. Clienții Electrica au la dispoziție un proces simplificat de contractare datorită deciziei companiei de a solicita un singur document oficial din partea acestora, actul de identitate. Procedura este una facilă și în cazul clienților noi, pe lângă cartea de identitate fiind necesar, doar un act de proprietate sau o declarație pe proprie răspundere. Cei care au contracte mai vechi cu Electrica au posibilitatea fie să le întocmească online, fie să amâne întocmirea contractului până la 31 iunie. Să renoim contractul. Dacă ajungem la ei, să vedem ce modalități ne spun ei. Altceva? Ați auzit că până la ora aceasta, până la 11 și un sfert aproape, doar două persoane au intrat înăuntru la ghișeu. Dar n-am întrebat, nu știu. Văd că o întreabă patru de când sunt eu aici. Cât mai sunteți dispus să stați astăzi? Cât mai aveți timp să așteptați? Păi, mai vreo oră stau, mai mult nu mai stau. Și ce faceți dacă nu reușiți să vă rezolvați problema astăzi? Vin întotdeauna mai dimineață, ce să fac? Deci soluția ar fi să vă prezentați primul aici la ghișeu cu noaptea în cap, vă treziți cu noaptea în cap și... Dimineață, îți bei cafeaua, ceaiul aici, să stai la ușă la ei. Că alte modalități nu mai știi ce să faci. E unde cum să le ai, că nu spune nimeni adevărul, să zici că gata, uite, ai aici, da, vii, sigur, te informează. Măcar să iasă unul de afară, dinăuntru, afară, să spui, asta e modalitatea, asta e pentru noi, vine sau să fie anunțat, vie 20 într-o zi, îți 20, pleacă ea la alți acasă, nu stai 3-4 ore aici și la urmă s-o închis, gata, poți să pleci, hai da și mâine. Tuturor clienților Electrica, beneficiari ai serviciului universal, li se va acorda o reducere comercială, aplicabilă în perioada 1 ianuarie 2021, 30 iunie 2021, până la momentul exprimării opțiunii pentru unul dintre produse. Abonații din județ la principalele companii furnizoare de gaz și curent electric, respectiv E.ON Gaz și Electrica Furnizare, se confruntă cu o situație neplăcută, cauzată de faptul că sediile filialelor de pe strada Cloșca și Mircea cel
bătrân sunt închise pe perioada stării de alertă. E.ON Gaz nu mai are niciun sediu deschis în județul Satu Mare, iar cine dorește să-și înnoiască contractul trebuie să sune la Târgu Mureș. La gaz ce se întâmplă? Și acolo am sunat la Târgu Mureș de 2 ori, că am greșit contorul și din decembrie n-am primit o factură. Și mi-a luat din nou ceasul și a zis că o să-mi trimită din nou și eu din octombrie n-am putut să-mi plătesc gazul. Deci e dezastru foarte ce se întâmplă aici. Deci, doamnă, eu am fost plecat în străinătate 5 ani de zile, de acolo am vrut să-mi fac un card. În 2 minute, du-te 5 minute, bea o cafea și pe când vii, gata cardul. Dar aici, nu știu ce se întâmplă, e teroare. Sunt o grămadă acolo și lucrează 2 persoane și vor salarii de 6.000 de lei. Angajații Electrica spun că nu pot să dea declarații despre reducerea de personal și comasarea electrică furnizare și electrică distribuție. Cei care stau cu orele la rând sunt asigurați de faptul că situația nu va mai dura mult.